Atunci ce facem? Pe de o parte, introducem în premieră și redefinim conceptul de sprijin pentru navetă. Discutăm aici, se numește o primă de încadrare, care permite ca oricărui om din această țară care dorește să se angajeze fiind în șomaj la mai mult de 15 km de domiciliu său, să beneficieze de o subvenție de 0,5 lei pe kilometru, plafonată la 55 de lei pe zi, care să-i permită să se ducă și să lucreze la distanță față de domiciliu.